Caz cutremurător la Bere Voiești, mai multe persoane, printre care și minori, au devenit victime ale unei grupări infracționale organizate. Acestora li se aplicau tratamente umilitoare. Erau bătuți, ținuți în lanțuri și înfometați. Avem imagini de la intervenția mascaților puse la dispoziție de Poliția Română. Gruparea infracțională ce a șocat întreaga țară a fost deja ridicată. 40 de suspecți au ajuns în fața anchetatorilor pentru declarații. Atenție, argeșeni, mai ales cei care locuiți în zona de munte, un bărbat din Lucăr a fost mușcat de viperă. Ce sfaturi au specialiștii pentru dumneavoastră, aflați imediat în Observator. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Observatorul Local Antena 1 Pitești. Caz cutremurător la Bere Voiești. Mai multe persoane, printre care și minori, au devenit victime ale unei grupări infracționale organizate. Gruparea racola adulți și copii pe care îi supunea unor tratamente inumane. Erau legați cu lanțuri, bătuți cu biciul și obligați să muncească. Procurorii DIICOT și ofițerii BCCO au desfășurat 40 de percheziții, o acțiune de amploare la casele rudarilor din Cătunul Gămăcești. Comuna Bere Voiești a fost răvășită încă de la primele ore ale dimineții de oamenii legii. Într-un sat de romi au avut loc descinderi la mai multe persoane acuzate de sclavagism. Aceștia îi foloseau la muncă pe oameni și îi tratau ca pe niște sclavi, îi abuzau și îi țineau legați în lanțuri, încuiați în case. Cei la care au avut loc descinderile sunt acuzați și de trafic de persoane. Victimele răpite din locuri publice, gări și autogări, și vorbim aici și de persoane cu dizabilități psihice și fizice, erau obligate să muncească în gospodăriile lor, la tăiat de lemne, dar erau trimise și să practice cerșetoria. Vorbim de adulți, dar și de minori. Victimelor li se aplicau tratamente umilitoare. De asemenea, erau puși să se bată între ei pentru amuzament. Erau înfometați. Chiar și la percheziții, un tânăr a fost găsit de polițiști legat în lanțuri și dormind afară. Era nemâncat și nu putea articula cuvintele. Poliția, nu știți, doamne. Nu aveți văzut pe cei care stăteau în lanțuri? N-am văzut nimic, n-am văzut, chiar ne grozim că nu știm ce se întâmplă cu noi. 40 de suspecți au fost duși la audier la sediul DIICOT Pitești. La această acțiune de amploare au participat 160 de polițiști, vorbim de 60 de mașini de poliție și 200 de jandarmi. Cert este că vorbim despre scene șocante ce au avut loc de ani buni în această comună din Argeș. Gruparea infracțională ce a șocat întreaga țară a fost deja ridicată, așa cum vă spuneam, suspecții au fost duși la audieri. Vorbim despre cele 40 de persoane care au ajuns în fața anchetatorilor pentru declarații. Iată firul evenimentelor. Haideți! I-ați răpit de pe stradă? Nu era milă de ei, ține legat? Nu de mâna asta, nu de mâna asta, care de mână care... Puneți-vă în fund, puneți-vă în fund pe asta. Acestea sunt probele? Da. Atenție, argeșeni, mai ales cei care locuiți în zona de munte. Un bărbat din Lucăr a fost mușcat de viperă zilele trecute. Așa că specialiștii vă sfătuiesc să aveți grijă. Șeful Salvamont Argeș, Ion Sânduloiu, vă spune exact ce să faceți în momentul în care ați fost mușcat de șarpe. Vipera Belux sau vipera comună este cea care sălășuiește în zona noastră. Este veninoasă, dar nu letală, mai ales dacă știi ce să faci în momentul în care ai fost mușcat de viperă. În zona noastră, în sudul Făgărașului, există vipere. Trăiește vipera comună, vipera Belux. Este considerată șarpe veninos, dar până acum în cazuistica națională nu este niciun deces declarat cu siguranță urmarea unei mușcături de viperă. Asta e important să știți. În al doilea rând, vă vorbește un om care în 99-a doua zi după eclipsă a fost mușcat de buză de o viperă, eu. Și iată că sunt încă aici.
Și dacă ați fost mușcat, cel mai bine este să nu intrați în panică. Iată cum trebuie să reacționați și ce trebuie să faceți pentru a vă salva viața. Să încerce să stoarcă cât mai mult zona respectivă. Deci mușcătura apare ca două înțepături cam la 4 mm distanță una de cealaltă. Să stoarcă pentru a elimina cât mai mult cantitatea de venin și dacă au la dispoziție să ia ceva antialergice. Foarte mulți turiști au fost mușcați de vipere în Argeș, dar niciunul nu și-a pierdut viața din cauza acestui lucru. Vom avea câteva zile cu temperaturi foarte ridicate. Cei drept nu vor depăși pragul de caniculă, dar se vor situa în jurul valorii de 34 de grade Celsius. Există posibilitatea ca specialiștii să emită avertizări de vreme călduroasă și pentru zona Argeșului. În intervalul 13 iulie ora 14, 14 iulie ora 13, vremea va deveni caniculară, dar pentru vestul țării. Acolo a fost emisă o atenționare de cod galben de caniculă, disconfort termic, dar atenție și instabilitate termică. Astfel, temperaturile maxime vor atinge frecvent 35-37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic va fi accentuat. Din seara zilei de miercuri, 13 iulie, gradul de instabilitate atmosferică se va accentua în regiunile vestice și sud-vestice. Vor fi averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie. Izolat va cădea grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 30-35 de litri pe metru pătrat. În zona Argeșului vremea va fi călduroasă, doar pe arii restrânse vor fi temperaturi în jurul valorii de 35 de grade și disconfort termic accentuat. Există însă posibilitatea ca specialiștii să emită avertizări, având în vedere că vremea este din ce în ce mai caldă. O scriitoare din Vaslui a ținut neapărat să lanseze o carte dedicată în special copiilor, dar și părinților, în orașul nostru. Te iubesc orice culoare ai avea este cartea despre dragostea dintre frați, despre empatie, o carte ilustrată frumos de un copil. A fost o lansare de suflet la Pitești a unei cărți despre dragostea necondiționată și mai ales despre rivalitatea între frați și modul în care aceasta poate fi transformată în dragoste. Te iubesc, orice culoare ai avea este o carte inspirată din realitate ce poartă semnătura Mihaelei Coșescu. Autoarea, o colaboratoare a Fundației Lumină în Suflet, a avut posibilitatea să-și lanseze cartea la Pitești prin sprijinul Fundației. A apărut așa ad hoc în momentul în care fetița mea a devenit foarte geloasă la apariția frățiorului mai mic. Și am încercat foarte mult să o ajut să-și exprime acele emoții, să vadă că sunt valoroase toate emoțiile ei, chiar dacă înseamnă furie sau înseamnă gelozie. Finalul îndeamnă la conectare în familie. Este un joc de cu multe îmbrățișări și în care oamenii își declară între ei dragostea, indiferent de ce s-a întâmplat în ziua respectivă sau jocul se cheamă Te iubesc oricum, oriunde, oricât, chiar dacă, și fiecare îi transmite acest mesaj celui din jur, cumva exersând lucrul acesta ajungem să-l simțim zi de zi, zic eu. Suntem fericite noi, Fundația Lumină în Suflet, că am putut să sprijinim acest gen de eveniment. Este pe sufletul nostru și pe profilul activității noastre. E o carte cu multă iubire, cu multă empatie, cu acceptarea diferențelor. O carte minunată, care merită, cred că îmbogățește orice colecție în biblioteca fiecărui copilaș. Autoarea cărții Mihaela ne va dona un număr de 20 de exemplare ale acestei cărți, pe care noi ulterior vom putea să le donăm către beneficiarii noștri la fundație. Cartea se adresează nu numai copilului, dar și adultului și, așa cum era de așteptat, la o astfel de lansare au fost invitați foarte mulți prichindei alături de părinților. Copiii s-au simțit excelent, au desenat, au cântat, iar la sfârșit au primit și un tort specific momentului. Mai exact, o carte dulce și foarte gustoasă. Sub comanda lui Nicolae Dică, la primul antrenament s-au prezentat 24 de jucători. Dintre aceștia, 4 au fost transferați în această vară, iar 5 sunt juniori de la școala de fotbal Dani Coman.
Noutățile din lotul al violeților sunt fundașul Ciprian Negoiță, ce în sezonul trecut a evoluat la CS Mioveni, mijlocașul Marian Angelina, care în precedenta ediție de campionat a jucat la CS Afumați, cu care și-a reziliat contractul înainte de finalul returului, fiind nemulțumit de condițiile de pregătire, și mijlocașul Ionuț Murinanu de la Athletic Bradu, dar și juniorul Dorinel Oancea de la Mușcelul Câmpulung. Primii trei au semnat cu gruparea din Trivale pe un an, cu drept de prelungire pe încă un sezon, în eventualitatea în care echipa va reuși promovarea, iar ultimul dintre cei patru a venit la Pitești sub formă de împrumut pentru un sezon. Echipa are ca obiectiv în noul sezon promovarea în Liga 2, iar conducerea clubului, staful tehnic și jucătorii nici nu concep ca obiectivul să nu fie îndeplinit. Începem de la zero și obiectivul principal este să promovăm. Sperăm că la sfârșitul acestui campionat să obținem acest lucru. Venim la o echipă cu pretenții și sperăm că înainte să termine campionatul, câteva etape înainte, să demonstrăm că avem valoare. Am ales SCM-ul pentru că se vrea performanță și ne dorim cu toții să promovăm. Nicolae Dică așadar și-a prezentat noile achiziții, Ciprian Negoiță, Angelina, Dorinel Oancea și Murineanu și bineînțeles cei 5 juniori de la FC Dani Coman. Cu mare încredere, Nicolae Dică a prezentat achizițiile făcute de SCM Pitești în pauza competițională. Dică speră în continuare și la alte transferuri. Până acum, Ciprian Negoiță de la CS Mioveni este achiziția surpriză a SCM-ului. Avem și câțiva jucători noi. Am tras la jucători cu experiență. Doi dintre ei sunt aici de față. Am mai transferat pe Negoiță, care cu siguranță, știți, a fost și la FC Argeș, Dacia Mioveni, pe Oancea de la Câmpulung, un junior, și am mai adus 5 juniori de la Dani Coman. Astea sunt noutățile pentru început. Basketbaliștii de la BC Argeș au aflat programul noului sezon competițional al Ligii Naționale de Basket Masculin, dar și adversarul din primul tur al Cupei României. Antrenorul Cristu Șapera spune că debutul este unul infernal și își dorea ca la începutul campionatului să își întâlnească adversari mai accesibili. Echipa de basket a Piteștiului va întâlni în prima rundă acasă pe Phoenix Galați, pentru ca în următoarele trei etape să dea piept cu campioana și câștigătoarea Cupei României. Piteștenii vor încheia prima parte a sezonului cu două meciuri de foc, adversar urmând a fi Steaua și BC Mureș, două dintre pretendentele la titlu. În Cupa României, argeșenii vor da piept cu SCM Craiova. Turul se va desfășura pe 28 septembrie la Pitești, iar manșa retur va avea loc o săptămână mai târziu la Craiova. Doamnelor, domnilor, acesta a fost Observatorul Local de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă aștept și mâine la aceeași oră. Rămâneți cu bine. La revedere!